lângă mine și a zâmbit. Însă nu mi-a zâmbit mie, ci a zâmbit colegului lui, care stătea atunci lângă mine, studiam împreună așa. Da. Și eu am rămas așa, cumva fascinată de zâmbetul lui. Mi se părea că mi-a zâmbit așa un înger al Domnului. Am avut eu așa o senzație, nu știu cum să o explic. Cred că dacă s-ar comunica bine, cred că dacă s-ar vorbi deschis, multe dintre problemele pe care familiile le au s-ar rezolva. Nu faptul că eu nu am încredere în Dumnezeu îmi provoacă mie anxietate. Te caut mereu mă fac să plutesc, simt dragostea. Ce mult te iubesc, ce bine că bun găsit la emisiunea Ce bine că ești! Sunt Ramona Dărbășan și, ca de fiecare dată, sunt gazda acestei emisiuni în care ascultăm o nouă poveste de dragoste. În această ocazie, alături de noi, sunt prin intermediul internetului Bebe și Bianca Ceaușu. Căsătoriți de 20 de ani și cu experiențe frumoase. Le spun bun venit invitaților mei! În emisiune, Bianca și Bebe, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim frumos pentru invitație! Mă bucur că ați acceptat. Îmi pare rău că nu ați reușit să fiți în platou, dar într-adevăr e distanța mare și este un efort mare de a fi aici. Dar chiar și așa, cu siguranță vom avea lucruri frumoase de împărtășit astăzi și sper că cei de acasă se vor bucura de ce ne veți povesti. Noi sperăm. În primul rând vreau să vă întreb, cum vă simțiți acum la 20 de ani de căsnicie și cum... Ce trăiți în momentul acesta, după ce a trecut atât de mult timp? Încep eu? Da. Ce drăguț. Ce să spun, ne simțim puternici, sincer, pentru că am trecut prin multe și am reușit să depășim multe obstacole cu ajutorul lui Dumnezeu și astăzi pot să spun că nu aș vrea să mă întorc la început, pentru că mi se pare mult, mult mai frumoasă căsnicia pe care o avem. Am reușit să înțelegem ceea ce îl deranjează pe celălalt, să nu mai apăsăm butoanele care l-ar afecta pe celălalt și pot să spun că suntem fericiți. Suntem fericiți și este o fericire, o împlinire mai degrabă a sufletului nostru, pentru că vedem în jur, sunt atâția oameni care nu reușesc să ajungă la această frumoasă vârstă de 20 de ani de căsnicie, așa că așa nu putem decât să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Da. Bebe, tu ce simți? Am venit din medii diferite atunci când ne-am căsătorit, din regiuni ale țării diferite, formări spirituale diferite. Și a fost nevoie de mult timp ca să ne ajustăm, să ne potrivim unul cu celălalt. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat înțelepciunea, ne-a dat răbdarea să mergem mai departe și dacă astăzi avem un pic mai bine de 20 de ani de când ne-am căsătorit, este doar harul lui Dumnezeu. Ne uităm la cupluri care s-au căsătorit odată cu noi sau în aceeași perioadă cu noi. Unele s-au destrămat de mult, altele sunt pe butuci, abia supraviețuiesc. Sunt și cupluri care s-au căsătorit odată cu noi și merg bine, funcționează bine. Însă totul este numai datorită harului lui Dumnezeu. El ne-a susținut și dacă n-ar fi fost El de partea noastră, ar fi fost greu, ar fi fost foarte greu. Ce declarație ai face soției tale, așa cum o vezi acum după 20 de ani? Ce apreciezi cel mai mult la ea? În general nu sunt un om al cuvintelor, nu mi-exprim dragostea sau, că știu, sentimentele foarte mult în cuvinte. Mai degrabă o las să vadă aprecierea mea în gesturi mai mici sau mai mari. Apreciez mult, apreciez maturitatea ei spirituală, dincolo de lucrurile fizice sau ceea ce ține de, eu știu, înfățișare, lucrurile astea. Apreciez maturitatea spirituală, apreciez implicarea în slujire alături de mine și faptul că m-a susținut de multe ori. Au fost momente în slujirea mea pastorală în care mi-a fost greu,
Nu puține au fost momentele când am vrut să dau înapoi, am vrut chiar să ies din slujire. Însă de multe ori i-am încurajat să merg înainte. Chiar și mutarea noastră aici la Lugoș, poate să avem posibilitatea să discutăm despre asta, în mare parte i s-a datorat ei. Curajul de data asta a fost mai mult al ei decât al meu. Foarte interesant. Iată că femeia poate câteodată e mai puternică și mă bucur că că recunoști acest lucru și că recunoști aportul ei în bunul mers al căsniciei voastre. Bianca, vreau să îmi spui tu ceva frumos despre soțul tău. Ce apreciezi cel mai mult la el? Apreciez multe lucruri la el. Eu sunt un om al cuvintelor și probabil să-ți dai seama. Am observat, da. Apreciez foarte mult pasiunea lui pentru Dumnezeu. Foarte mult apreciez. Și de aici seriozitatea, loialitatea, tot ceea ce pornește din această pasiune pe care o are pentru Hristos. Unul dintre lucrurile foarte importante este că ceea ce spune la biserică face și acasă. Adică nu este un om acolo la ambon pe care eu îl văd, ci alt om acasă. Da, mi se pare atât de important că aud multe cazuri în care sunt oameni care vorbesc de la ambon și totuși acasă nu știu ce ar trebui să fie. De aceea eu mă bucur că se străduiește cu toate slăbiciunile pe care le are și pe care le avem să fie omul acela pasionat de Hristos și acasă. Minunat. E important să și trăiești ceea ce predici, ceea ce spui altora. Dragilor, vreau să aflăm cum v-ați cunoscut, cum a fost acel moment în care viețile voastre s-au întâlnit. Da, avem o poveste tare frumoasă. Adică, fiecare poveste este frumoasă. Exact. Da. Ne-am întâlnit la Oradea. Eram studenți amândoi și țin minte că eu terminasem anul 2 și mergeam în anul 3 la teologie muzică și în vacanța de vară prietenii mei mi-au spus: vezi, poate te măriți anul acesta la Oradea. Și am zis eu așa, plumii, să vedem ce prospătură vine la teologie în anul 3. Deci deja știai de unde vei alege viitorul soț. Exact, exact. Deși vreau să fac o paranteză, eu nu mi-am dorit ca soțul meu să fie slujitor, pentru că vin dintr-o familie, tatăl meu este tot așa slujitor, este pastor și mi-a fost mereu greu, fiind un copil de oameni cu influență în biserică. Însă, cumva în mintea mea, auzeam Duhul Domnului care îmi spunea: te pregătesc tot pentru un slujitor. Și nu voiam să cred, însă am zis, poate sunt doar gândurile mele. Să revenim. Am început anul 3 și prin octombrie, stând în sala de studiu, am văzut un tânăr la studiu și la un moment dat a trecut pe lângă mine și a zâmbit. Însă nu mi-a zâmbit mie, ci a zâmbit colegului lui, care stătea atunci lângă mine, studiam împreună așa. Așa. Da. Și eu am rămas așa, cumva fascinată de zâmbetul lui. Mi se părea că mi-a zâmbit așa un înger al Domnului. Am avut eu așa o senzație, nu știu cum să o explic. Și m-am dus în cameră și le-am spus fetelor cu care stăteam: fetelor, este un băiat la teologie. E așa de frumos, are așa un zâmbet, nu știu, m-a cucerit. Și fetele au încercat să mă aducă cu picioarele pe pământ. Bianca, acum nu ți-a zâmbit ție, clar, i-a zâmbit colegului și l-a salutat pe colegul lui. Însă eu am rămas așa cu zâmbetul acela lui și țin minte că a doua zi l-am întâlnit pe hol și parcă așa voiam să îl cunosc. Însă am zis la un moment dat: Doamne, dacă este voia ta să-l cunosc, fă să fie ceva natural. Nu aș vrea să fac niciun pas, pentru că aș vrea ca totul să fie călăuzit de tine. Deși ar părea pueril, ok, ți-a zâmbit cineva. Însă pentru mine, acel zâmbet s-a imprimat undeva în interiorul meu. Și țin minte că am început să mă rog și am zis: dacă vrei ca să-l cunosc și este în planul tău ca să-l cunosc, fă să vină cumva înspre mine. Câteva săptămâni, cred că mai târziu, a venit în biserica care eu slujeam, pentru că fiecare dintre cei implicați la teologie sau teologie muzică slujeau în biserici. Da, iar eu slujeam în biserică de lângă Băile Felix. Și într-o zi, stând acolo în biserică, l-am văzut că intră pe ușă împreună cu alți colegi de la teologie și am rămas așa uimită. Am zis: Doamne, care era posibilitatea să vină aici? Da.
Okay, a venit, fiecare a avut câte un cuvânt și chiar atunci când l-am auzit la Amvon, țin minte că mai mult a început să-mi placă, pentru că de atunci am văzut pasiunea pentru Hristos, de atunci am văzut seriozitatea pe care o transmitea. Și la un moment dat mi s-a părut că se uită tot la mine, deși câteva... că se uită așa în general acum. Dar numai un pic să te întreb, Bebe, tu o vedeai în timpul ăsta? Ai observat-o sau... pur și simplu și imagina. Nu, cu părere de rău spun că nu o observat. Hai să ne la una. Tu mă dea le spun fetelor că trebuie să fim grijă să nu interpretăm, că noi femei... Da, în capul nostru ne imaginăm multe. Da. Însă, cred că chiar atunci ne-am cunoscut la sfârșitul programului. Da, în drum spre... În drum spre campus. Cineva ne ducea acasă și erau pe jos. Și la un moment dat zice sora care ne ducea acasă, hai să-i luăm și pe băieții ăștia de la teologie, că uite, sunt pe jos și hai să-i luăm cu noi. Wow, nu, îți dai seama, bucurat. Nu? N-am vrut să spun nimic, a fost așa numai în interiorul meu, m-am bucurat. Mi-a zis sora, hai să-i luăm și la un moment dat, bineînțeles că am intrat împreună după ce ne-a lăsat pe ușa campusului și acolo ne-am oprit câteva minute să socializăm. Da. Cred că așa a început totul. Da. Bun, spune-mi tu, Bebe, de aici, ce părere ți-a făcut, ce părere ți-ai făcut despre Bianca, comunicând așa, schimbând câteva vorbe? În seara aceea, cum zicea Bianca, ne-am oprit în holul campusului să vorbim și eu am fost fascinat de ea din momentul în care am văzut-o. Atunci, pentru prima dată am remarcat-o atunci seara. Și am continuat să merg la biserica unde mergea și ea. De acolo se mai făcea o misiune, biserica de acolo mai avea o biserică misiune unde mergeam. Ne-am întâlnit apoi în casa unor prieteni. Nu am lungit foarte mult relația noastră. Am petrecut foarte mult timp, fiind în campusul studențesc amândoi. Era un loc unde se întâlneau studenții care erau prieteni, era un loc special făcut pentru ei, cu niște geamuri foarte mari din podea până în tavan, în așa fel încât să fie văzuți de toată lumea de acolo. Coordonatorul meu de grupă era și păstorul Universității Emanuel și la un moment dat, văzându-ne atât de des, ne-a oprit odată și zice, doar cu Duhul Sfânt și cu voi mă întâlnesc atât de des. Petreceam destul de mult timp împreună, ne-am cunoscut destul de mult timp, așa că în 6 luni am logodit din ziua în care ne-am cunoscut. Și în 9 luni ne-am căsătorit. Nu am lungit-o foarte mult. Am știut ce voiam amândoi, eram maturi. Eu am mers un pic mai târziu la facultate, la 24 de ani. Prin urmare, ne-am logodit și ne-am căsătorit destul de repede. Bianca, atunci când l-ai cunoscut mai bine pe Bebe, era așa cum îți imaginai tu după acel prim zâmbet? Întrebare, cu siguranță ai încercat să te gândești, oare cum o fi băiatul ăsta? E un om blând, e un om nu știu cum. Cum a fost să-l cunoști cu adevărat? Într-adevăr, am realizat că acel zâmbet venea din blândețea pe care o are. Mi-aduc aminte că eu sunt o persoană vulcanică și atunci când ceva mă deranja, nu știu, în relațiile pe care le aveam sau la școală, mergeam și turuiam în continuu și eram așa super agitată și pe full speed și în timp ce el mă asculta, eu mă linișteam. Nici nu-mi tăteam seama, practic nu-mi zicea nimic, doar se uita la mine și îmi zâmbea în continuare și pur și simplu simțeam cum încet, încet scade acea presiune interioară. Da, și mă liniștesc. A fost unul dintre lucrurile care mi-a plăcut în continuare la el și mi-am dat seama că mi se potrivește. Știi, vreau să spun ceva și vreau să le spun poate și fetelor care vor urmări această emisiune. Dumnezeu știe exact ceea ce avem nevoie. Poate că pe lista mea nu erau calitățile pe care el le avea. Eu îmi doream 2 lucruri de la viitorul meu soț. Să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, pentru că știam că dacă îl va iubi pe Dumnezeu, mă va iubi pe mine și de aici vor porni toate lucrurile înspre mine. Și în al doilea rând îmi doream să fie inteligent. Deci am avut 2 lucruri. Primul mi se părea foarte important, dar și al doilea. Și atunci Dumnezeu mi-a dat mult mai mult decât
m-am gândit eu și de cât mi-am dorit eu, pentru că el a știut exact ce mi se potrivește. De aceea cred că este important să avem niște criterii foarte importante atunci când ne gândim la alegerea viitorului partener de viață, însă sunt lucruri care nu contează foarte mult, dar contează seriozitatea cu care tratează relația pe care o are cu Dumnezeu, pentru că de aici vor porni toate lucrurile mai târziu în căsnicie. Da, deci bebe, într-adevăr, exact cum mi-am imaginat atunci când i-am văzut zâmbetul, a fost în mare parte și este omul acela. Deci, iată, dragi ascultători, ce important este un zâmbet și poate duce chiar la căsătorie. Așa că zâmbiți frumos, zâmbiți mai mult și chiar și după căsătorie este necesar pentru a bine dispune atmosfera între soți. Ce bine că e! Și am dat peste pagina din ziua respectivă unde scria așa: Bebe a venit la noi și a cerut-o pe Bianca de soție. I-am dat-o, dar am plâns foarte mult după ce a plecat. Săracu! Mi-aș fi dorit ca cineva să ne pregătească pentru primii ani de căsnicie. Fac o paranteză, tocmai de aceea noi pregătim tinerii care vor să se căsătorească. Nu încercăm să creăm imaginea unei căsnicii perfecte care nu există. Da. Ce bine că e! Cum a fost cererea în căsătorie? A fost o cerere în căsătorie de modă veche. Așa. M-am dus și am cerut-o de la părinți. Am plecat amândoi într-o vacanță. Cred că era vacanța intersemestrială. Eu sunt din zona Olteniei, așa că într-o zi am luat trenul și am mers până la Hunedoara, de unde este Bianca, unde locuiau părinții ei. Și am stat împreună în ziua respectivă. Bineînțeles, socrii au pregătit o masă și acolo la masă le-am spus ce am de gând și da, de modă veche le-am cerut mâna fiicei lor să mi-o dea în căsătorie. Ei erau de acord? Da, au fost de acord. N-au fost foarte fericiți. Au fost de acord. Și că nu erau fericiți, dar... Au fost de acord. Acum spun ceva, nu știu dacă socrul meu o să vadă emisiunea asta, așa. După multă vreme, nu mai știu exact după câtă vreme, ne căsătoriserăm deja și am mers la ei acasă și am găsit undeva în bibliotecă, dar fără să caut, pur și simplu, jurnalul socrului meu. Și am răsfoit câteva pagini așa de curios și am dat peste pagina din ziua respectivă unde scria așa: Bebe a venit la noi și a cerut-o pe Bianca de soție. I-am dat-o, dar am plâns foarte mult după ce a plecat. Săracu! Deci de asta zic că au fost de acord, dar n-au fost foarte fericiți că le pleacă fiica de acasă. Da. Mi-aduc aminte că eu nu-l văzusem pe socrul meu, cred că decât o singură dată până când am cerut-o pe Bianca în căsătorie. Și m-a luat deoparte și mi-a zis așa, și am ținut minte vorbele și le țin minte până astăzi. Zice: Bebe, nu te cunosc foarte bine, dar ce iubește Bianca, iubim și noi. Ce vrea ea pentru viața ei, vrem și noi. Așa că o să fii fiul nostru. Nu pierdem o fiică, ci câștigăm un fiu. Și asta pentru mine a fost suficient ca să înțeleg și inima lor și... Da. Faptul că au dezlegare ca să o lase pe Bianca să vină în căsătorie după mine, așa cum zicem la formulele de căsătorie. Da. Frumos că ai încercat să obții aprobarea lor și să intri în familia lor într-un mod plăcut, frumos. Cum a fost ziua anunții? Care sunt momentele care vă rămân imprimate pentru veșnicie din acea zi? Cred că fiecare mireasă așteaptă cu nerăbdare ziua anunții. Clar. A fost o zi călduroasă, o zi... Nu doream să se mai termine, recunosc. Mi-aduc aminte că am avut așa mare emoții și mai ales că tatăl meu m-a condus la altar, tatăl meu m-a încredințat lui Bebe și a și pus mâna lui peste noi atunci când mi-a căsătorit.
Și pentru mine tata înseamnă foarte mult, pentru că este primul om în care eu l-am văzut cu adevărat pe Hristos. Tata și împreună cu mama, pentru că amândoi sunt slujitori și sunt oameni ai lui Dumnezeu. Credința lor mai târziu a devenit și credința mea când eu m-am întâlnit personal cu Domnul Iisus. Și a fost o zi plină de încărcătură emoțională, o zi pe care am trăit-o la maxim, la maxim. M-am bucurat de fiecare moment. N-am lăsat nimic să-mi umbrească sau să-mi știrbească acel moment de fericire. Pentru că și tu știi și cei care s-au căsătorit, sunt foarte multe provocări înainte de a face pasul acesta și mai ales cel rău, care încearcă să pună piedici. Și mult mergem la altar așa cu multă oboseală, inima foarte încărcată de lucruri care s-au întâmplat mai înainte. Stres. Însă în dimineața aceea m-am trezit și în felul următor m-am gândit: este cea mai frumoasă zi din viața ta și vreau să o tratez ca tare. Vreau să te bucuri pentru că împreună cu bebe vei forma o familie și veți fi oameni ai lui Dumnezeu în societatea în care voi trăiți. Și am vorbit cu mine dimineața aceea și mi-am propus să mă bucur maxim de moment. Și chiar așa a fost. Uite, sfat și pentru viitoare miroase care acum sunt stresate, sunt pline de emoții. În dimineața vorbește cu tine și bucură-te de ce urmează, ce zi stă înainte. Pentru că e ceva unic în viață, ceva special, de care merită să te bucuri complet. E foarte important și mai ales pentru că noi, copiii lui Dumnezeu, așteptăm din toate punctele de vedere acea zi. Este o zi semnificativă. Noi nu trăim înainte împreună și avem niște lucruri pe care le așteptăm și de-abia așteptăm să fim împreună. Și cumva nu ar trebui să lăsăm nimic să știrbească ziua aceea, orice ar veni. Da. Bebe, pentru tine ce amintiri îți trezește așa când te gândești la acum 20 de ani în urmă la ziua anunții? A fost o zi frumoasă și pentru mine, pentru că ziua anunții noastre a fost în preziua zilei mele de naștere. Deci în 11 august a fost ziua căsătoriei și în 12 august este ziua mea de naștere. Sărbătoare după sărbătoare. A fost o dublă sărbătoare, da, pentru mine. A fost și un pic greu pentru că de emoții nu am dormit noaptea precedentă, aproape deloc. Din cauza stresului, din cauza emoțiilor. Însă mi-aduc aminte că atunci când a început ceremonia de căsătorie, au intrat doi copilași cu niște petale de flori și le-au presărat în fața miresei. Iar când am văzut-o pe Bianca, eu nu mă emoționez ușor și nici nu plâng ușor. Poate trece un an sau eu știu și nu plâng deloc. Dar când am văzut-o că intră îmbrăcată în mireasă, mi s-au umplut ochii de lacrimi și am fost cât pe ce să le dau drumul lacrimilor, dar le-am ținut. Nu le-am dat drumul. A fost o zi frumoasă, a fost emoționantă. Au venit și părinții mei din Oltenia, câteva rude, câțiva prieteni și au fost alături de mine. Pentru că nunta am făcut-o la Aiud, unde socul meu era atunci pastor. Și da, pe ansamblu a fost o zi frumoasă, o zi dincolo de imaginația mea, de ceea ce mi-am imaginat. Dacă și un bărbat spune asta, da, păi o femeie. Ramona, pui niște întrebări, că îl cunosc așa, eu îl cunosc pe soțul meu și știu că nu se emoționează ușor, dar mă mir ce scoți din el. Acum afli și tu mai multe despre cum gândește. Dragilor, cum a fost primul an de căsnicie în care se spune că este o perioadă puțin mai grea până se acomodează personalitatea fiecăruia cu celălalt, obiceiurile, îți dai seama, cel calcă pe bătături, pe partenerul de viață, ce trebuie să eviți, la ce să fii sensibil, atent. Cum a fost pentru voi? Eu cred că numai despre primul an vrei să vorbim. Cam primii 5 ani au fost. Deci 5 a durat. Da, au fost niște ani foarte grei. Exact cum spunea și bebe, noi venim din medii foarte diferite. Și am fost așa, ca două săbii ascuțite care trebuiau să se tocească. Și țin minte că mi-aș fi dorit ca cineva să ne pregătească pentru primii ani de căsnicie. Fac o paranteză tocmai de aceea,
noi pregătim tinerii care vor să se căsătorească. Nu încercăm să creăm imaginea unei căsnicii perfecte care nu există. Da. Mai de mult, oamenii nu erau obișnuiți să vorbească despre căsniciile lor. Deschis. Și tocmai din această cauză nu au fost pregătiți pentru ceea ce a urmat. A fost într-adevăr, mai ales primul an, exact cum spui tu, a fost un an foarte greu. Un an în care ne-am atins mult limitele unul celuilalt. Ne-am dat seama cât suntem de diferiți, cât de diferite sunt așteptările pe care le avem de la căsnicie, ce așteaptă o femeie, o fată de la o căsnicie și ce așteaptă un bărbat de la o căsnicie. Mult. Am avut multe discuții grele, ne-am certat, că la un moment dat chiar ne-a întrebat cineva, dar și pastorii se ceartă cu soțiile lor. Nu, no. Toți suntem oameni. Și noi suntem tot oameni. Atunci eram. Aha. Atunci eram studenți, eu la teologie, da, muzică și la teologie. Dar este clar că ne-am certat și am avut discuții. Acum, cine spune că nu are discuții sau nu se ceartă, eu cred că ori nu recunoaște, ori, nu știu, voiam să spun cu mine, dar mi s-a părut așa dur, dar din punctul meu de vedere așa este. Și ne-am dat seama că e foarte important ca să să facem căsnicia noastră să meargă, pentru că nu există drum înapoi. Pentru noi, când am intrat în această căsnicie, am intrat pentru toată viața. Și posibilitatea noastră era următoarea: să o facem să meargă. Am început să citim cărți, am început să studiem, să ascultăm, să mergem la oameni care aveau o anumită experiență. Și uite așa, încet, încet, Dumnezeu a fost acolo cu noi, ne-a binecuvântat. Ascultarea și credincioșia noastră unul față de celălalt, pentru că noi ne-am iubit foarte mult de la început. E adevărat că asta a ajutat foarte mult, pentru că am intrat într-o relație de căsnicie din dragoste pentru, da, Dumnezeu și unul pentru celălalt. Și a fost foarte important. Însă asta nu înseamnă că nu am avut multe obstacole de trecut. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit și astăzi suntem o mărturie vie că se poate. Din păcate, în acești 20 de ani nu ați avut copii și aș vrea să-mi povestiți voi ce simțiți vis-a-vis de acest lucru, că nu ați reușit să aveți copii. Da, am încercat tot ce a ținut de noi și cam tot ce a fost omenește posibil, bineînțeles în limitele valorilor biblice, am încercat să facem. Inclusiv tratamente, investigații și așa mai departe. Nu am vrut să trecem dincolo de o limită cu care nu eram de acord. Așa că ne-am oprit. A durat mult timp, ani de zile, să facem toate investigațiile, să vedem exact ce este la mijloc. Și asta a creat și frustrare pe de o parte. Până la urmă am înțeles că așa a îngăduit probabil Dumnezeu să fie, ca să putem să ne ocupăm bine de oamenii care ne-au fost încredințați în slujire. Și ne-am împăcat cu gândul acesta. Însă la început a fost destul de greu. Treceau ani și nu aveam copii. Este cumva și un stigmat social dacă nu ai copii și mai ales pentru păstor, da, tu predici altora, dar nu ai copiii tăi. Nu ai experiență, uneori nu știu chiar ce înseamnă, da, ai putea spune. Uneori chiar ni s-a reproșat lucrul acesta. Vă este ușor să vorbiți pentru că voi nu aveți copiii voștri și pe noi lucrul acesta ne durea foarte mult. Așa că în 2011, dacă nu mă înșel, eu am ținut post 40 de zile pentru lucrul ăsta. Și am crezut că o să se rezolve, dar nu s-a rezolvat. Atunci am primit încredințarea că așa este voia lui Dumnezeu, ca noi să nu avem copiii noștri. Da, nu e ușor de acceptat așa ceva, însă e bine că ați ajuns în punctul acela în care acceptați voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Cum a fost pentru tine și cum este, Bianca, ca femeie, simți cumva că e datoria ta să produci viață mai departe pe pământ și cu siguranță ai trecut prin multe stări vis-a-vis de acest lucru. Ce ai trăit și la ce concluzie ai ajuns? Am ajuns la concluzia că Dumnezeu a îngăduit ca eu să produc viață spirituală în alții. Frumos. Pentru că lucrez și în domeniul învățământului, sunt mulți copii care nu au parte de iubire. Și Dumnezeu m-a chemat pe mine să ofer iubire. Investesc
mult, cam tot ceea ce sunt, investesc în alții, în copii, în tineri, în adolescenți. Casa noastră este mereu plină. Și îmi dau seama că ceea ce pot să fac, tocmai din cauza faptului că nu avem copii, nu aș fi putut să fac dacă noi aveam copiii noștri. Da. De aceea eu mă simt o femeie împlinită. Eu pot vorbi cu libertate și cu lejeritate despre acest subiect. Și m-au întrebat femei care nu au copii și cumva sunt într-o depresie atât de urâtă, da, pentru că nu au copiii lor. Dar totul pornește de la acceptarea voii lui Dumnezeu în viața noastră, în viața noastră de cuplu și în viața mea ca femeie. Eu în ziua de astăzi mă consider o femeie fericită, împlinită și o spun în fața lui Dumnezeu, cu toate că nu am copiii mei. Simt că am și avem atât de mulți copii și atâția oameni, atâția tineri au nevoie de noi. Și faptul că ei vin la noi și ne spun, Bianca și Bebe, datorită vouă Dumnezeu face o diferență în viața noastră, este ceva ce nu pot exprima în cuvinte, Ramona. Mă bucur că vă împlinește acest lucru și misiunea pe care voi aveți de a ajuta mult mai multe vieți decât ați fi ajutat fiind părinți direcți. Da, e bine că ați găsit un scop și Dumnezeu vă folosește. Ce bine că ești în viața mea. Nu faptul că eu nu am încredere în Dumnezeu îmi provoacă mie anxietate. Pentru că eu aveam încredere și atunci în Dumnezeu. Ne-am rugat și am zis lucrul acesta. Dacă suntem în voia lui Dumnezeu, suntem binecuvântați oriunde am merge. Ce bine că ești în viața mea. Aș vrea să mai vorbim despre un subiect delicat. Știu că tu, Bianca, vorbești deschis despre acest lucru. Te-ai luptat o bună parte din viață cu anxietate. Și chiar dacă suntem creștini și credem în Dumnezeu, depresia, tristețea, anxietatea ne pot lovi. Nu sunt în legătură directă cu credința și modul în care ne rugăm și avem o relație cu Dumnezeu. Cum ai trecut tu peste asta? De la ce a pornit și ce sfat ai pentru persoanele care trec prin acest lucru? Da. Am ajuns să vorbesc deschis despre lucrul acesta. Au fost mulți ani în care nu am putut să vorbesc, pentru că, exact cum spunea Bebe, era tot un stigmat al societății creștine, în primul rând. Da. Era ideea că dacă îl iubești pe Dumnezeu și ai încredere în Dumnezeu, nu ai cum să suferi de anxietate sau chiar de depresie. Însă am constatat, mai ales în ultimii ani, după ce m-am deschis, că sunt atât de mulți creștini care suferă. Da. În tăcere. Și trec prin toate. Da, în tăcere și trec în episoade grele de depresie. Și lucrul acesta m-a făcut să am deschidere, pentru că mi-am dat seama că sunt atâția oameni care au nevoie de ajutor, încât eu nu mai sunt interesată de ceea ce cred oamenii despre mine, ci de modul în care eu pot să-i ajut pe ceilalți. Totul a început la 18 ani, când eu am mers la facultate. Am avut o relație foarte strânsă și am cu părinții mei. Ei, în momentul acela, când eu m-am trezit singură la Oradea, m-am simțit abandonată. Acesta a fost sentimentul meu, deși nu m-a abandonat nimeni. Dar abia atunci am dat față în față cu viața și mi-am dat seama că trebuie să mă descurc singură. În momentul acela, mi s-a creat un fel de traumă din care am început ca să privesc totul în jurul meu cu teamă. Îmi era teamă de orice. Nu înțelegeam de unde izvorăște această teamă, dar reacția mea la tot ceea ce se întâmpla era o teamă nejustificată. Mă temeam de reacții, mă temeam de ceea ce zicea cineva, mă temeam să mă duc undeva. Totul era doar teamă. În momentul acela Dumnezeu mi-a scos în cale anumiți oameni care m-au ajutat să realizez că este un mod prin care eu privesc acum viața din cauza faptului că am rămas într-un fel singură. Și acolo a început călătoria mea. A început călătoria mea cu Dumnezeu, a început călătoria mea cu anxietatea și depresia. Predomina când una, când cealaltă. Când eram anxioasă, când eram în depresie. Cea mai mare durere a mea era să mă gândesc la faptul că îl iubesc pe Dumnezeu și totuși cerul să tacă și Dumnezeu să nu intervină. Dar eu voiam să-L aud pe Dumnezeu în modul în care credeam eu că trebuie să-mi vorbească. Ei, Dumnezeu
mă pregătea în momentul acela și el era deasupra mea, însă mă pregătea într-un mod diferit pentru lucrarea pe care eu o fac astăzi. Practic, el mă ținea în mâna lui, dar eu, pentru că eram obișnuită să fie palpabil ceea ce vedeam, practic nu înțelegeam că Dumnezeu este în controlul vieții mele, chiar dacă eu nu îl simt la propriu sau nu îl văd, nu îl pot atinge. Da. El era tot timpul acolo și am înțeles mai târziu, când am început să privesc totul prin ochii credinței. În perioada aceasta mi s-a întărit mult credința în Dumnezeu. Am început să-L cunosc într-un mod atât de profund, în modul în care eu îl cunosc astăzi, și am început să-L iubesc într-un mod atât de profund. Mi-am dat seama că credința este una și anxietatea și depresia sunt altceva. Nu faptul că eu nu am încredere în Dumnezeu îmi provoacă mie anxietate, pentru că eu aveam încredere și atunci în Dumnezeu. Sunt niște mecanisme psihologice care se întâmplă, da, efectiv. Se întâmplă pur și simplu în ființa noastră. Practic s-au creat niște dezechilibri acolo prin faptul că eu mă trezisem dintr-o dată singură și am început să mă sperii de orice. Dar mai târziu am înțeles că Dumnezeu este acolo cu mine, că părinții mei nu au plecat nicăieri, că sunt acolo, doar că relația a început să capete dimensiuni diferite. Mai târziu în viața mea, și o să povestească și Bebe despre asta, a intrat soțul meu. La început a înțeles foarte puțin din ceea ce mi se întâmplă. Însă, pe parcurs, Dumnezeu i-a dat foarte multă înțelepciune ca să gestioneze aceste situații și a stat lângă mine. Pentru mine, practic, el a fost și este eroul meu din punctul acesta de vedere, pentru că nu este ușor ca să treci cu o persoană care trece prin multe, multe stări și să nu înțeleagă ce îi se întâmplă. Eu nu înțelegeam după 3 ani sau 4 ani de la debutul anxietății mele încă ce se întâmplă cu mine. Da. Și vorbeam mult cu el și îi exprimam mult ceea ce simt. Și Dumnezeu l-a pregătit și pe el și mai târziu a înțeles și el oamenii care se luptă cu anxietatea, da, și da, cu depresia, pentru că am realizat că într-o formă sau alta toți ne luptăm cu ea. Da. Doar că nu se identificau atunci și nu se spunea atât de mult despre ea. În zilele noastre, chiar și în mediul creștin, se vorbește mult despre ea și lucrul acesta mi-a dat deschidere ca, da, să vorbesc și am înțeles că eu sunt chiar o persoană puternică, chiar dacă mă lupt cu anxietatea, da, da, și uneori în călătoria mea Dumnezeu a permis depresia în viața mea, pentru că acolo în întuneric și în descurajarea aceea eu am învățat cine este Hristos cu adevărat. Și astăzi știu că orice s-ar întâmpla în viața mea, oricine ar pleca din viața mea, El va rămâne acolo și asta o văd și o știu prin credință. Nu am nevoie să pun mâna pe El. Da. Este aici, în interiorul meu. Bebe, cum a fost pentru tine să te lovești de acest lucru, să vezi soția ta pe care o iubești foarte mult și pe care vrei să o vezi fericită, să vezi că totuși e tristă, se luptă cu anumite stări? Cum ai reacționat și ce ai făcut? Zicea Bianca mai devreme că la început n-am înțeles prea multe. Nu, n-am înțeles nimic. La început n-am înțeles nimic. Da. Veneam dintr-un mediu unde se vorbea despre depresie ca fiind o unealtă a celui rău prin care încearcă să te doboare. N-am înțeles nimic. În ce privește studiile teologice, eram chiar la început. Eram după anul întâi, la începutul anului 2, nu aveam formarea ca să îmi dau seama de lucrurile astea. Așa că la început mi-a fost foarte greu, foarte greu să accept lucrul ăsta, mi-a fost foarte greu să-l înțeleg. Pur și simplu tot ce am putut să fac a fost să rămân lângă Bianca. Atunci când o vedeam că plânge, o țineam în brațe, stăteam ore întregi cu ea în brațe și încercam să o liniștesc, să o mângâi pe cap sau să o liniștesc sau să adoarmă în brațele mele, atât era tot ce puteam să fac. Da. Am început însă să citesc, bineînțeles ne rugam împreună, ea își exprima sentimentele, că unul dintre aturile ei este faptul că verbalizează mult ce simte și ce trăiește. Și atunci, încet, încet am început să înțeleg prin citire, prin faptul că i-am descria ce simte. Mi-am dat seama că sunt dezechilibre psihice, sunt dezechilibre spirituale, sunt dezechilibre chimice în creier. Exact. Sunt multe lucruri, oboseală, stres, emoții diferite care pot să provoace anxietate și încet, încet am început să înțeleg cum funcționează anxietatea. Da. Și apoi, după ce am început să înțeleg, nu înseamnă că mi-a fost ușor. Mi-a fost foarte greu să o văd că trece prin astfel de stări, însă ne rugam împreună și încet, încet Dumnezeu ne-a scos din valea aceasta.
Cât a durat această perioadă? Durează și astăzi, doar că am învățat să privesc altfel și prin faptul că noi am intrat în slujire și am ajutat pe alții, s-a diminuat foarte mult. Adică și acum am momente grele, doar că nu mă mai identific cu ele și văd că sunt oameni care suferă atât de mult și când vine în întâmpinarea suferințelor altora, practic îmi dau seama că eu sunt atât de fericită și de împlinită și că nu aș avea niciun motiv pentru care să mă plâng. Așa că astăzi cred că toată lumea se luptă cu anxietatea într-o formă sau alta. Am cunoscut atât de mulți oameni, atât de multe povești de viață grele, dure, încât mi-am dat seama că dacă le-aș fi cunoscut cu mult timp înainte, n-aș fi trecut pe aici. Însă, cred că Dumnezeu a vrut să trec pe aici. A durat mult, am avut perioade mai bune, perioade mai grele, dar acum, cumva de vreo, nu știu cât să zic, poate vreo 10 ani încoace, 5 ani mai exact, sunt foarte ok, sunt foarte, foarte bine și îi mulțumesc Domnului pentru asta. Și tot ceea ce fac este să intru în călătorie cu oamenii care suferă și sunt foarte, foarte sensibilă la suferință. Pentru că am trecut prin atâta suferință și am înțeles dimensiunile suferinței și astăzi pot să spun și să-i mulțumesc Domnului pentru ceea ce sunt tocmai datorită suferinței. Deci ajută foarte mult să te pui în slujba altor oameni și să încerci să înțelegi pe ceilalți și atunci cumva se diminuează și ceea ce tu trăiești și absolut, probabil că toate vedem exagerat toate stările noastre și de aia ne copleșesc. Și mai ales noi ca femei care suntem sentimentale, suntem emoționale, practic noi la noi capătă alte dimensiuni, orice teamă sau orice ni se întâmplă în viața noastră. Însă astăzi nu le mai bag în seamă cumva, trăiesc cu ele, le aud, mai vin gânduri, dar nu le mai bag în seamă, sincer. Pur și simplu sunt deasupra lor și le pot controla, ceea ce înseamnă mare lucru. Da, și pentru cele care suferă, în mod special femeile suferă de anxietate, este un lucru foarte important. Eu asta fac și în mediul online. Să le învăț să nu se identifice cu gândurile pe care le au și cu stările pe care le au. Sunt trecătoare. Dacă am învățat ceva este că sunt trecătoare, acum pot să mă simt bine. La noi știi foarte bine cât de repede trecem dintr-o stare în alta. Acum ne simțim bine, poate peste o oră avem un sentiment de tristețe, apoi iar ne simțim bine. Tocmai de aceea nu le mai bag în seamă. Da, da. Nu ne lăsăm călăuzite de stări. Da. Vreau să te întreb ceva, Bianca, în urma a ceea ce ai trăit și analizând acum că totul a pornit de la faptul că ai simțit dintr-o dată că ești abandonată în lumea asta mare, dintr-un mediu în care, pe care îl știai sigur, îl controlai, te simțeai iubită alături de părinți. Crezi că este o problemă în modul în care părinții își protejează prea mult copiii? Nejudecându-i pe ai tăi. Deci chiar nu este vorba despre ai tăi, dar la modul general, poate că părinții ar trebui ușor, ușor să le integreze lumea înconjurătoare în viața lor. Ce gânduri ai despre acest lucru? Da, cumva ar trebui o combinație de dependență-independență, pentru că, într-adevăr, având o relație strânsă cu ai mei, practic toate problemele pe care le aveam, mergeam la ei și cumva le rezolvam împreună, dar cred că ei mi le rezolvau mai mult. Și am fost și o fire bolnăvicioasă, iar ai mei m-au protejat, într-adevăr. Am fost și singura fată, mai am un frate mai mic cu 5 ani, dar fiind și singura și prima fată, cumva am fost și foarte bolnavă. Eu când am fost mică, am fost la un pas de moarte și probabil lucrul acesta A făcut și pe ei să fie mai protectiv. Această protejare excesivă a părinților. Și ei m-au iubit și mă iubesc foarte mult și pentru asta o mare parte din ceea ce sunt este datorită lor. Dar într-adevăr trebuie găsit un echilibru și cumva să lași pe copil să descopere singur lumea în care mai târziu va trăi. Ar ajuta. Da. Și știu că nu-i judeci, pentru că nici eu nu-i judec și nu-i voi judeca niciodată. Da, din dragoste au făcut tot ce au făcut, este din clar. Dar mă gândesc la ce pot învăța actualii părinți care cresc copii mici, cum să găsească acest echilibru dintre a-i proteja de ce li se poate întâmpla rău, dar totuși să-i lasă un pic să cunoască, să descopere, să interacționeze cu medii noi, cu
cu copii noi, cu persoane noi, pentru că asta va fi viața mai încolo. Și trebuie să... Viața e dură. Acesta este adevărul. Și societatea în care trăim acum este și mai dură decât societatea în care am crescut noi. Da. Pentru că văd asta lucrând cu adolescenți și cu tine. Spuneai, Bebe, la început că ați avut o traiectorie interesantă a vieții și acum ați ajuns în Lugoj. Ai vrut să povestești despre acest lucru. Pe unde va purta viața? Da, după ce am terminat facultatea, am fost chemat să slujesc într-o biserică baptistă în Ineu, județul Arad. Am slujit 16 ani acolo, împreună cu Bianca. Am locuit 14 ani efectiv. Doi am mai rămas încă în Oradea, până când s-au pus câteva lucruri la punct și apoi ne-am mutat cu totul acolo. Și am slujit 16 ani, după care în urmă cu un an și jumătate, cam așa, am fost chemați aici la Lugoj, unde suntem acum. Au fost niște conjuncturi un pic dificile și când am mers acolo și când am venit aici. Însă am văzut că Dumnezeu ne-a călăuzit, El ne-a îndrumat pașii să facem alegerea corectă și suntem bucuroși atunci când suntem în voia lui Dumnezeu. Când am mers la început în Ineu, bineînțeles, Bianca și-a făcut prietene foarte bune acolo, la bloc unde stăteam. Ea are, din nou, ăsta este un atu al ei, că leagă relații foarte ușor și relațiile ei sunt foarte stabile. Eu nu mă leg atât de mult de oameni, recunosc lucrul acesta, nu stau foarte bine la capitolul relații, însă pentru că mi-l conștientizez, lucrez la el. Da, da. Și atunci a fost greu să se mute din Oradea, dintr-un oraș mare, care ne plăcea, unde aveam mulți prieteni, să ne mutăm într-un orășel micuț, unde nu cunoșteam aproape pe nimeni. Dar ne-am rugat și am zis lucrul acesta, dacă suntem în voia lui Dumnezeu, suntem binecuvântați oriunde am merge și într-un sat uitat de lume undeva în lumea a treia. Iar dacă nu suntem în voia lui Dumnezeu, putem să fim în cea mai frumoasă metropolă din lume. Nu avem binecuvântarea lui. Da. De asta suntem mulțumiți, suntem mulțumitori lui Dumnezeu, suntem bucuroși că acum suntem aici și putem să slujim oamenii aici în orașul acesta. Cu siguranță, de-a lungul anilor, prin natura meseriei tale, aceea că ai vocația de a fi pastor, ai văzut mai multe cazuri de familie și probleme și ai ajutat poate la rezolvarea unora. Cu ce se confruntă, cu ce probleme se confruntă familia din ziua de azi? Sunt multe și acolo am avut cazuri și aici avem cazuri, de la probleme mai mici care nu se rezolvă prin comunicare până la probleme mari de, eu știu, infidelitate sau chiar lucruri mai grave. Cred că dacă s-ar comunica bine, cred că dacă s-ar vorbi deschis, multe dintre problemele pe care familiile le au s-ar rezolva. Cred că dacă s-ar ruga, dacă ar posti, dacă înainte de a lua decizii radicale ar sta de vorbă cu Dumnezeu să-L întrebe despre lucrul acesta, dacă ar sta de vorbă cu oameni maturi din punct de vedere spiritual, s-ar rezolva multe dintre probleme. Însă ei sunt atât de răniți încât spun, gata, de astăzi nu mai suntem împreună, dar ne despărțim. Când lucrurile s-ar rezolva, poate nu ușor, dar nici foarte greu, stând de vorbă cu niște oameni maturi care au trecut pe acolo. Oamenii maturi pot să fie părinții tăi dacă sunt credincioși, poate să fie o familie matură din biserică, poate să fie păstorul împreună cu soția lui. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a pus lângă tine, nu trebuie să iei decizii atât de radicale, da. Gata, de astăzi ne despărțim, nu, mergi, vorbește cu cineva. De asta într-un stat american, nu vine acum în minte numele statului, înainte de a-i primi la divorț, îi trimit la un consilier spiritual să stea de vorbă cu consilierul măcar câteva ședințe. Și dacă nu se rezolvă acolo, îi primește judecătorul să vină la divorț. Da. Bună idee. Încă o dată, da, s-ar rezolva multe probleme în familie dacă s-ar comunica și dacă oamenii ar sta de vorbă cu alți credincioși maturi. Bianca, vreau să te întreb și pe tine din prisma jobului tău, legat de tinerii pe care îi asculți și cu care lucrezi.
ce sfat ai pentru aceștia? Știu că generația asta suferă mult mai mult din orice. Pun la suflet tot. Trăiesc stări diferite, probabil, și se lovesc și ei de anxietate și de depresie, insomnii, din ce știu. Ce sfat ai pentru aceștia? Cum să vadă altfel lumea, să vadă mai pozitiv toate lucrurile? În primul rând, să aibă curajul să vorbească deschis despre ceea ce simt. Este foarte important. Ei cresc într-o societate în care oamenii au început să se deschidă, ceea ce înseamnă foarte mult față de societatea în care noi am crescut. Să aibă curajul să fie vulnerabil, să găsească o persoană de încredere cu care să vorbească. Sunt atâția cu atâtea poveri și știu atât de multe povești de viață, mă doare sufletul. Sunt copii care suferă îngrozitor, care cresc într-un mediu dezechilibrat, care sunt abuzați într-un fel sau altul și se închid atât de mult în ei și din cauza aceasta mulți ajung poate să se gândească să se sinucidă sau chiar să facă pasul acesta. Trag un semnal de alarmă. Dacă aveți asemenea probleme sau asemenea gânduri, căutați neapărat un om în care să aveți încredere. În primul rând, rugați-vă lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să descopere un astfel de om lângă tine. Nu știu unde este, dar ai curajul să fii vulnerabil și să fii sincer cu ceea ce simți. Și caută un om de încredere. Repet lucrul acesta pentru că este foarte important și am văzut că mulți au început să vină la mine tocmai datorită deschiderii pe care o am și a faptului că vorbesc deschis despre frământările mele, despre falimentele mele, despre gândurile mele negre uneori. Aia nu înseamnă că noi nu le mai avem. Mulți vin și îmi spun, da, wow, tu, mai ales dacă te văd așa din mediul online sau te văd în slujire, un om puternic. Și nu înseamnă că nu ești puternic, dar nu înseamnă că nu-ți vin tot felul de gânduri în cap, pentru că suntem pe un pământ pervertit și vrând nevrând suntem tributari acestui pământ în care trăim. Asta nu înseamnă că suntem mai puțin pocăiți. N-are nicio legătură, dragii mei. Vreau neapărat ca oamenii să înceapă să fie deschiși cu ceea ce simt și deschiderea și curajul de a fi vulnerabil cu cine trebuie, poate să vindece. Și în primul rând dragostea vindecă. Deci vreau să spun și vreau să le spun tuturor celor care au posibilitatea să manifeste afecțiune și iubire față de cei de lângă. Nu știm prin ce trec oamenii de lângă noi, de aceea este atât de important ca să le oferim un zâmbet și să le oferim un îmbrățișare. Cred că o să dau drumul la un proiect, proiectul îmbrățișărilor, pentru că am început să îmbrățișez tineri, adolescenți, copii, adulți, gândindu-mă că s-ar putea să fiu singura persoană care îi îmbrățișează. Da. Și lucrul acesta mă cercetează foarte mult. Și așa cum am început emisiunea, cu un zâmbet, să terminăm și cu aceeași concluzie, că zâmbetul poate să schimbe lumea și să schimbe viața. Un zâmbet pe care l-ai din Dumnezeu în interiorul tău și pe care îl dai altora. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile voastre, pentru deschiderea pe care ați avut-o, spunând tot ceea ce ați simțit și trăit. Nu este ușor, dar cu siguranță ajută pe cei care urmăresc emisiunea aceasta. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim, și mulțumim pentru emisiunea aceasta frumoasă pe care ai creat-o prin deschiderea ta de asemenea. Mulțumesc! Multă binecuvântare în viața voastră vă doresc! Dragilor, aici se încheie emisiunea din această seară. Sper că veți găsi informații care să vă ajute, chiar dacă sunteți tineri, înainte de căsătorie, căsătoriți sau de vârsta a doua, puteți cu siguranță să luați câteva sfaturi bune pentru viața voastră. Sunt Ramona Drăvășan și vă aștept și duminica viitoare de la ora 19 pentru a vedea o emisiune frumoasă. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.
Și la un moment dat a trecut pe lângă mine și a zâmbit. Însă nu mi-a zâmbit mie, ci a zâmbit colegului lui, care stătea atunci lângă mine. Studiam împreună așa. Da. Și eu am rămas așa, cumva fascinată de zâmbetul lui. Mi se părea că mi-a zâmbit așa un înger al Domnului. Am avut eu așa o senzație, nu știu cum să o explic. Cred că dacă s-ar comunica bine, cred că dacă s-ar vorbi deschis, multe dintre problemele pe care familiile le au s-ar rezolva. Nu faptul că eu nu am încredere în Dumnezeu îmi provoacă mie anxietate. Ce bine că e.